bună ziua tuturor! Ne aflăm într-un sat și aici suntem în fața unui măr care de mulți, foarte mulți ani nu a mai fost îngrijit, pentru că această casă a fost cumpărată recent și n-a mai locuit nimeni pe acest teren de mulți ani. Am fost chemat ca să întineresc acest măr care este foarte bun la gust. Sunt mere aceia cu gust bun, aromat, de pe vremuri, care nu sunt sensibili la boli și proprietarul neapărat vrea să aibă pentru mai mulți ani dacă se poate. Eu zic că se poate. Bineînțeles, este mărul caracatiță. Nici n-am mai întâlnit în așa măr cu plete ca o caracatiță. Săracul el n-am mai știut ce să facă. Observați, a dat creșteri noi, cele de jos care s-au umbrit, au început să uște, a dat mai sus, a dat lăstar lacom. A încercat să supraviețuiască pentru că are creșteri, uitați, are acolo lăstar lacom și de 2 metri jumate, 3, acolo sus e unul aproape de 3 metri și mai multe creșteri anuale. Asta înseamnă că rădăcina e bună, chiar dacă el are, după cum se vede aici, o 30 și ceva de ani, 40, mulți ani are oricum, noi nu mai știu câți ani se poate avea, dar mulți. Încercăm să-l întinerim pentru că, cum am zis, are creșteri anuale bune, dar, bineînțeles, partea de jos umbrită a început să uște. Ce vom face prima dată și dumneavoastră, dacă aveți așa ceva să veți întâlni, ce veți face prima dată în fața unei așa plete mari de caracatiță? Parcă nici nu știi de unde să începi, dar trebuie să fie un început și începutul este cu crengile de jos care deja sunt umbrite și au început să usuce. Și atunci vom căuta să vedem care sunt acelea. În această zonă, vedeți, aici deja este o problemă și aici trebuie să tăiem. Bineînțeles, îmi tăiez groase, voi aduce drujba. Partea de jos e cu mai multe probleme. Întotdeauna la un pom foarte stufos, partea de jos începe să se uște. Uitați aici, crengi uscate, crengi uscate. Deci toată partea de jos sunt deja uscate din pricina că a fost umbrit de partea de sus. Pomul, cum s-a plecat, se va veni tot mai puțin și a dat lăstar lacom. Și tot așa, mereu a crescut în sus și partea de jos s-a uscat. Deci prima dată, la un astfel de pom, trebuie toate crengile uscate, tăiate de jos și apoi de partea de sus, crengile care sunt încă sănătoase și bune, vom alege coroana. Bun. În orice caz, n-am mai văzut așa măr. Nici eu n-am mai văzut, dar... Deci e extraordinar. Nu o să vă arătăm toate detaliile. E meres acolo, nu? Da, dar fiind foarte des, în ultimii ani a dat mere foarte mici, pentru că era prea plin și nu n-a mai reușit să dea merele normal, cum se dea, s-a împărțit seva peste tot și aceasta a fost problema, că n-a mai putut să rodească bine.
Astea sunt bune pentru foc, nu? Da. Sunt bune pentru foc, care sunt groase și compost. Da. Care sunt mai subțiri, se pot face compost. Cătoacă. Partea de jos va trebuie să urc sus, dar să aleg să eliberez centrul pomului de crengile care a aglomerat și a făcut acolo o umbră foarte deasă, pentru că și acolo vedem că și sus sunt crengi uscate pentru că sunt încălecate una peste alta. Acum noi îl întinerim. Da, în cât timp? În 3 ani. Da, fiind cu atâtea probleme și mai bătrân, nu-i nevoie de mai mulți ani? Nu. În 3 ani se poate întineri, bineînțeles, nu va fi ca unul de 4-5 ani, dar va fi la vârsta lui frumos. Deja aici când am ajuns în partea de sus, trebuie să tăiem cu atenție ca să deja să ne formăm viitoarea coroană din lemn tânăr, mai tânăr, care să nu fie una peste alta, să nu se umbrească. Deci de acum trebuie lucrat cu atenție și vom alege, pe lângă faptul că tăiem ce-i uscat și care încalecă una peste alta, deja alegem și viitoarele șarpante. Uitați, aici vâsc. Vâscul din pom se rupe cu mâna și trebuie tratamente fungice. Deci, două metode. Tot timpul cum îl vedem, rupem cu mâna, dar trebuie să-l tratăm cu fungicide. Este și vâsc mare, mănunchi din ăla de vâsc, da, pe care îl tai cu drujba, nu? Sau da. Cu farfeca. Se poate, dar aici nu este mult. Mergeam spre interior. Așa, vom tăia și lăsare. La comb, la o creștere spre orizontală. Vedeți, în această zonă tot ce coboară mult tăiem, pentru că deja seva nu mai vine în partea de jos, aici vine peste o altă, scurtăm așa și în această zonă deja ne oprim aici. Tot ce coboară deja nu mai rodește bine,
începe să se usuce, este umbrit. Deci partea de jos care este umbrită trebuie tăiată. Vedeți ce slabe ramuri se fac jos, pentru că este umbrit. Acestea trebuie tăiate. Este o povară pentru pom. Așa. Lăsăm doar părțile laterale și deasupra, de exemplu cum e aici, lăstarul acesta lacăm care are creșteri spre orizontală, tem deasupra unei creșteri. Aici la fel. Așa, vine în această zonă, bineînțeles, o scurtăm. Scurtăm și mergem sus. La fel, tăiem. Cum este aici, observați? Acest lăstar lacăm. Să taie deasupra unei creșteri spre orizontală. Toți acești lăstari care merg drept în sus se vor tăia deasupra unei creșteri spre orizontală sau mai multor creșteri spre orizontală. Ca pomul să-l coborâm să fie spre 45-50 de grade, pentru că acolo fructifică el bine și merge bine. Așa. Scurtăm. Chiar și ce merg spre orizontală, mai scurtăm. Roda să rămână mai aproape de pom. Așa. Aici la fel. Scurtăm la una spre orizontală. Aici la fel. De fapt aici, fiind foarte mare, fiindcă este o creștere spre verticală, care umbrește mult de emna ce. Așa. Căutăm să pătrundă lumina în toată coroana. De aceea facem scurtări. Uitați, coboară. Deja o oprim aici. Aceasta la fel o oprim aici. Deci, în momentul ce o creangă începe să covoaie și să coboare sub orizontală, deja e o problemă cu ea. Trebuie să o reducem. O reducem la partea de unde începe să se îndoaie. Bun. Așa, aici la fel scurtăm la ramul spre orizontală. Care sunt răstar lacomii, scurtăm toți la o ramură spre orizontală. Trebuie să nu mai fie așa multă umbră, mai rărim. Chiar dacă avem chiar ramuri bune, dacă sunt prea dese, deja le mai rărim. Pentru că umbra, ați observat cum arăta partea de jos, usucă celelalte ramuri. Trebuie să pătrundă lumina soarelui. Vedeți, aici coboară, e anemică, nu mai lăsă. Asta e că lăstarii lacom la o creștere orizontală, ce coboară la fel scurtăm, ca să nu fie sub orizontală. Uitați, se scurtează aici. Așa, să mergem sus. Dar nu poți să faci prea drastic. Da, în 3 ani vom termina această lucrare, nu astăzi. Astăzi facem o parte. O parte să poată pomul să aibă lumină. Nu e umbrit de corcodușul ăsta de lângă el, nu e o problemă. Nu, pentru că soarele l-a pus bine în partea aceea. Zici că ești un frizer, dar cât păr are. Mă, la coafora. Rănile trebuie date cu mastic cupric. Ar fi bine tratate cu mastic. Thank you.
așa arată un măr de câțiva zeci de ani, necurățat, probabil tot de zeci de ani, care a avut plete ca o caracatiță. Aceasta este o curățire de primul an. În următorii doi ani o să formăm viitoarea coroană, până atunci am lăsat să aibă și fructe și în acest an. Și pentru că are o mare vitalitate, noi credem că vor fi creșteri noi și de pe crengile mai groase și astfel ne vom apropia cu rodirea mai aproape de trunchi, mai aproape de ramurile principale. Da, aici mai avem vâsc. Așa. Vâscul se curăță și apoi se fac stropii. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Pe curând!